Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară discutăm despre diaspora, discutăm despre problemele care se confruntă cu naționalii noștri și aceste aspecte vom încerca să le abordăm cu doamna Cristina Buga, consilierul președintelui Republicii Moldova, pentru problemele cu diaspora. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara și îmi pare bine să vă revăd! Doamna Buga, Haideți să începem, cred că, de la cel mai sensibil fenomen sau latura a ceea ce numim noi migrație. Ca să ajungem să discutăm propriu zis despre diasporă și despre, ziceam un pic mai devreme, problemele care se confruntă cu naționalii noștri. Până la urmă, fenomenul migrației, indiferent de zonă, este ceva firesc? Trebuie să ne armeze, trebuie să ne ridice semne de întrebare? Da, știți, într-adevăr, cuvântul migrație a devenit unul omniprezent în presa noastră de câtva timp încoace. De deci, ce? Țara noastră este foarte afectată de acest fenomen. Este mult afectată de acest fenomen. Însă fenomenul migrației este unul care există de foarte mult timp și noi identificăm diferite tipuri de migrație. Poate să existe migrație legată, legată legat de uh, unele cri criterii de climă, climaterice, da? Haideți să ne încăpim în continentul african, o țară unde s-a înregistrat o secetă nemaipomenită, persoanele pleacă din această țară în țara vecină pentru a-și putea asigura un trai decent. Da. Vorbim și despre uh, migrație politică. De obicei, aici ne referim la migrație datorat, care se datorează unor conflicte militare da? atunci când există un conflict militar dacă țara nu are frontierele închise, desigur că populația încearcă fiecare familie normală să garanteze un viitor decent copilor să ieșie, deci migrează din țara asta către țara vecină sau o altă țară mai îndepărtată care poate să acorde condiții uh, uh, corecte de trai. A treilea tip de migrație ar fi migrația economică, aceea care ne afectează, care afectează Republica Moldova în ziua de azi și cu care ne confruntăm noi și despre care vorbim așa de des la radio, la televiziune. În media. Spuneți-mi, rog, dar să privim și cealaltă parte a monedei. Oare nu riscăm să vorbim în termen lung de o depopularizare a țării noastre? Pentru că migrația, prin esență, comportă și valențe negative. Da, deci, migrația, migrația este, poate fi un fenomen pozitiv, da. tot atât de bine cum e poate, sau și poate fi un fenomen negativ. În cazuri, Republicii Moldova este un fenomen ambigu, care pe termen scurt, într-adevăr, a oferit unele avantaje economice, da? deci populația se confrunta cu o sărăcie acută, datorită migrației remitenților, banilor care au fost transmise acasă, a scăzut procentul ăsta de sărăcie. Însă, pe termen lung, migrația afectează foarte grav dezvoltarea Republicii Moldova, viitorul țării noastre sau o formele de dezvoltare pe care, pe care, le va avea statul nostru. Cu toate că eu vorbesc despre aceste cifre cam la toate emisiunile și le, auziți, le auzim noi toți în mass media, ar fi bine să le repetăm. Începând cu anii 1990, țara noastră în această perioadă scurtă de timp a pierdut o treime din populația sa. Uh, o altă cifră mult mai alarmantă, probabil, ca să ne dăm seama despre amploarea acestei emigrații, este că aproape 40%, dacă nu mai mult, din forța activă a plecat din țară. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tinerii sau persoanele apte de muncă care pot să contribuie uh, la uh, sistemul de securitate socială, care pot să mențină sistemul de pensie, care pot să ajute la dezvoltarea țării, să creeze o familie, să uh, uh, crească copiii, uh, au plecat din țară. Deci aproape jumătate din populație activă. Și uh, dacă problemele economice noi am putea să le rezolvăm într-un termen scurt sau mediu de timp, problemele demografice sunt... Un, e, problema demografică este una foarte acută și uh, care va afecta uh, 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 problema care va afecta dezvoltarea țării noastre. Doamna Buga, eu vreau să rămânim în dimensiunea acțiunilor politice întreprinse de fapt de președintele țării pentru că sunteți și consilierul pentru problemele cu diaspora. Pentru că în ultima jumătate de an s-a discutat foarte mult despre amnistia migrațională a moldovenilor din Federația Rusă, părerile erau împărțite. Când zic lucrul ăsta, fac referire și la analiștii politici, pe de o parte, și la reprezentanții societății civile, pe de altă parte. Haideți să, să aflăm din primă sursă care ar fi rezultatele la ziua de astăzi și, până la urmă, ce s-a întâmplat în realitate. Așa, amnistia migrațională a fost. Un act benefic cetățenilor noștri care lucrează în Federația Rusă, datorită eforturilor, eforturilor domnului președinte, a, a avut loc a doua rundă a migrației și aceasta a trecut pe articolul 26 și 27. Vreau să spun că mai multe mii de persoane au fost vizate de uh, această amnistie. Pe articolul 26, potrivit informațiilor pe care le, de le deținem, circa 148.000 de, de cetățeni ar fi putut beneficia și pe articolul 27, circa 12.000 de cetățeni ar fi putut beneficia. De ce spun că ar fi putut? De ce că sigur, foarte mulți mii de, mii au beneficiat, dar în statistica oficială pe care o deținem noi, noi avem doar emigrările și imigrările, adică persoanele care pleacă spre Federația Rusă și cei care se întorc în Republica Moldova. În procentul ăsta noi nu putem determina care sunt anume cei care au beneficiat de amnistie. Noi am văzut că a crescut fluxul de persoane. Însă noi nu putem determina dacă toți 148.000 au beneficiat de articolul 26 și toți acei 12.000 au, au beneficiat de articolul 27. Și în pofida la toată critica care există, eu vreau să vă spun că mie personal și colegilor mei care s-au ocupat de această uh, întrebare ne face deosebită plăcere sau ne-a făcut deosebită plăcere când primeam poze cu familii reîntregite a persoanelor care puteau să se întoarcă acolo și făceau poze cu copii alături de copii și de, de soți și ne trimiteau fotografii și ne spuneau transmiteți vă rog cele mai călduroase, sincere mulțumiri președintelui. Uh, 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 deci asta este rezultatul, în po fi la toată critica care ar fi putut exista acesta este anume rezultatul pe care noi l-am scontat, pe care l-am așteptat și uh, cred că întrece uh, orice critică posibilă. Au existat și cazuri unice probabil în felul lor pentru că colegii noștri din media anume astea s-au axat în primordial ca să ne le prezinte. Uh -huh. Și probabil trebuiau examinate foarte atent și a constatat care de fapt era carența sau de ce nu a beneficiat de această amnistie. Așa, eu vreau să vă spun că e, amnistia migrațională a fost în acea perioadă electorală. Și erau foarte multe e, noi am, folosim da. cuvântul ăsta, anglicism, spunem fake news. Da. Erau foarte multe știri false. Știri, știri, știri false, da. Mulți au luat careva date din prima, prima runda amnistiei, le-au folosit ca date actualizate, le-au prezentat ca știri de actualitate, au mai luat interviuri la persoane pe care, nu, care nu sunt cunoscute, care nu au beneficiat de această amnistie. Deci a fost într-adevăr o campanie de denigrare a acestui proces, care a fost un benefic pentru cetățenii noștri, de fapt. Problema a fost că a fost în această, această, acest proces a fost în campania electorală. A coincis. A coincis, da. Dar eu vreau să vă întreb, iată președintele țării, Igor Dodon, cât de frecvent are întâlniri cu reprezentanții diasporei? Deci, domnul președinte, a spus o nouă dată că în cadrul la toate întrevederile pe care le are vizitele oficiale pe care le are, peste hotare va avea întrevederi cu diaspora. Desigur, dacă este uh, uh, vorba despre o vizită de o zi de lucru, uh, au fost așa cazuri unde dumnealui nu a putut să se întâlnească cu diaspora. Însă toți cei care urmăresc actualitatea uh, uh, văd de câte ori s-a întâlnit președintele cu cetățenii noștri aflați peste hotarele țării. Și de altfel vreau să menționez că este primul președinte care face astfel de acțiuni cât de receptivi sunt cu naționalii noștri la întâlnirile cu uh, președintele, pentru că, păcând pe uneori poate abstracție de viziunile politice diferite, uh, cum îl primesc, cum reacționează, ce, ce gen de întrebări se acordă? Uh, să știți că eu asist la aceste întrevederi da? și este o, o curiozitate, uh, dar și mi-este foarte interesant să văd cum uh, uh, reacționează. Uh, reacționează publicul. De ce că, de exemplu, în Ungaria, întrevederea care a fost cu diaspora, la început, toți stăteau așa, da? erau crispați. La sfârșitul întrevederii, la început întrevederii, foarte des apropie lumea de mine și mă întreabă, spuneți-mi, dar putem să punem orice întrebări dorim la sfârșit. Și eu le spun, sigur, este președintele vostru și voi. Ad, ad, puteți să-i adresați orice întrebări doriți. Adică oamenii nu au încredere că într-adevăr este un președinte care este, uh, care îi ascultă, care vrea să-i audă, care vrea un dialog cu ei. Și vreau să spun că îmi face deosebită plăcere când la sfârșitul întreviderei îi văd pe toți relaxați, îi văd să ridice mâna, să participă, să spune, să, să spui ce îi doare, da? Și să aibă într-adevăr un dialog constructiv cu președintele țării. Cât de activi sunt concetățenii noștri acolo peste hotare? Uh, Activi. Uh, în ce, ce sens? În sensul. Uh, implicării în sfera socială, bănuiesc, în cea politică, un pic mai mai puțin reușesc să se încadreze. Dacă vorbim despre uh, activitățile culturale pe care le întreprindeu da. ei pentru a menține legăturile cu Republica Moldova, uh, uh, eu constat, bun, nu sunt de așa mult timp consilier, 2 ani, am doi ani și ceva. Dar constată o uh, creștere exponențială a evenimentelor pe care le vedem în mass media, uh, efectuate de cetățenii noștri peste hotare și îmi face deosebită plăcere. Deci, uh, dacă uh, putem spune, uh, drept vorbind, că da. diaspora moldovenească este una tânără, da? uh, există diaspori mai, uh, cum ar fi evrei, portughezii, da? care de mult timp. Mai consolidate. Sunt mai consolidate uh, diaspora noastră este una tânără, din 90 încoace, mai, mai din, uh, însă uh, eu cred că observăm un fenomen de uh, uh, consolidare uh, foarte rapid și uh, implicare activă în, în uh, uh, menținerea legăturilor astea cu țara de origine și uh, uh, ei nu-și uită tradiție, nu-și uită țara, nu-și De Deci asta îmi face o deosebită plăcere. Sunt foarte activi și constat asta la, în toate țările. Doamna Buga, știu că urmează să se desfășoare un eveniment la Sankt Petersburg. Uh -huh. Vreau să ne deschideți parantezele, să ne spuneți despre ce e vorba și la curs. Da. Deci despre Sankt Petersburg îmi face o deosebită plăcere să vorbesc despre acest eveniment. De ce? Că mi se pare că am participat și eu cu inițiativa Sunteți implicată acest... în mod direct. Da. Deci, inițiativa am, am preluat-o, de fapt, de la, din Grecia. Avem o diasporă foarte activă, o diasporă extraordinar de frumoasă în Grecia, datorită președintelui acestei diaspore, doamna Lisa Gor Vergis, care e o doamnă extraordinară. Deci, ea a venit cu inițiativa să facă festivalul filmului moldovenesc în Grecia. Mi-a plăcut foarte mult ideea de ce C ce poate să fie mai frumos decât să transmitem uh, uh, cinematografie. Vreau să spun că cinematografia este o metodă specială de a transmite atât vizual cât și auditiv uh, uh, tradițiile, cultura. cultura unei țări și este uh, foarte uh, adică poate fi Oricine poate merge la cinematograf și, indiferent de vârstă, indiferent de uh, preferințe, uh, el simte el simte acea țară, el simte acea cultură. Deci, mă bucur foarte mult că diaspora moldovenească din Sankt-Petersburg a preluat această inițiativă. Uh, a fost uh, o inițiativă... Uh, între Biblioteca Națională din Sankt-Petersburg, o conlucrare frumoasă cu diaspora noastră din Sankt-Petersburg și vreau să spun că la acest eveniment vor fi, va fi invitat tot bomondul intelectual și cinematografic a Sankt-Petersburgului. Deci eu cred că este uh, un început frumos. Despre ce perioadă vorbim? 16-20 aprilie și vreau să îi îndemn pe toți cei care vor fi în această perioadă în Sankt Petersburg. Intrarea este liberă. Ea au numit-o, de fapt, la început era ideea să facem un festival al cinematografiei moldovenești consultându-se cu diaspora, ei au hotărât să extindă și să facă un festival a culturii moldovenești, ce înseamnă asta că înainte de prezentarea filmului, filmelor vor fi prezentate cărți, e, o, o expoziție de pictură a picturilor moldoveni. Deci au făcut tot un, un șir de evenimente culturale care ar, ar adăuga valoare la acest eveniment. Celălalt eveniment, la Cursc? La Cursc. De asemenea, este un eveniment în premieră. Aici s-a implicat foarte activ președintele diasporei moldovenești din Cursc, doamna Elena Bulhac, cu fiica da. Cristina Bulhac. Pe lângă... Bun, evenimentul tot este numit uh, Zilele uh, Culturii Moldovenești din regiunea Kursk, însă ce este deosebit este că la acest eveniment vor participa, uh, pe lângă evenimentul cultural, pe lângă acest eveniment propriu cultural propriu-zis, este și un eveniment economic. Adică vor participa peste 19 camere de comerț din toată Federația Rusă, inclusiv Camera de Comerț a Federației Rusă, deci acea umbrelă care dirijează toate celelalte. Și vor fi prezente uh, aproximativ toate camerele de comerț regionale din Republica Moldova, inclusiv Camera de Comerț a Republicii Moldova și numeroși agenți economici. Uh, este o posibilitate de a încheia uh, acorduri, acorduri de acorduri colaborare. bilaterale, acorduri de colaborare, de a vorbi mai mult despre piața de desfacere a Republicii Moldova, piața de desfacere a Federației Ruse și posibilitățile de conlucrare care există între țările noastre. Iată, pentru că am ajuns să, să discutăm și aceste aspecte, vreau să vă întreb, probleme, care sunt cele mai frecvente pe care le-ați depistat, fiind acolo, în, în mijlocul reprezentanții diasporei, și cei pe care le sesizează ei? Probabil, facem referire la întâlnirile cu domnul președinte. Sunt o serie de probleme, probabil, scoase în prim plan. Cum să vă spun? Putem să, dacă începem de la. Celui, da. Fiecare familie are probleme, da? Fiecare om are probleme. Cetățenii noștri, plecați peste Hotare, sunt ace, aceleași, aceleași familii moldovenești. da? Deci, problemele diferă de la o familie la alta, de la o țară la alta, în funcție de cadrul legislativ, cadrul normativ care există în acea țară. Dacă e să vorbim despre asociații, fiindcă, bun, probleme consulare, la nivel consular există în toate țările, cetățenii trebuie să știe că dacă au probleme cu actele, trebuie să se adreseze la consulat. Dacă vorbim despre asociații, problemele care le menționează cel mai des este lipsa unui spațiu în care se poate, în care se poate organiza Uh, întrevederi, da, în care se poate organiza diferite activități legate de viața lor asociativă. Da. Uh, probleme financiare. O doamnă, o președinte de asociație, nu vreau să precizez țara, mi-a spus că uh, atunci când facem uh, evenimente gratuite, toți moldovenii vin. Atunci când îi rugăm să participe financiar, nu mai vine nimeni sau puțini care puțin. vin, da. Deci uh, problemele sunt diferite, dar aici depinde de, de zonă. De zonă și de vorbim de Cazuri unitare sau vorbim de asociații? Iată, probabil cei care ne vizionează la această oră se întreabă ce întreprinde pe de o parte statul, când zic statul mă refer la celelalte instituții, pe de altă parte prejudenția pentru că acești concetățenii noștri care au fost nevoiți să plece din aspect financiar să se reîntoarcă și de ce nu, haideți să, să fim sinceri până la capăt, cu acele mijloace care le obțin acolo, să investească în economia Republicii Moldova și ca să dea un nou curs. Sau există anumite proiecte pe care le propune președinția pentru a-i întoarce acasă pe acești concetății? Vlad, înainte de a vorbi de mă rog. proiectele pe care le implementăm noi, le implementează Guvernul, eu vreau să explic fenomenul migrației și cum putem da. noi să schimbăm această tendință. Deci, migrația problema migrației în Republica Moldova este o migrație economică. Oamenii au plecat, de ce? Că nivelul de trai din Republica Moldova nu corespunde cu acela din țările vecine. Da, atât la est cât și la vest. Ce înseamnă asta? Nu neapărat că salariul nu este identic la salariul în Germania sau în Franța sau în Federația Rusă, cât nivelul de trai. Da? Deci, putem, scopul nostru, dacă ne dorim să-i reîntoarcem acasă, trebuie să le oferim un nivel de trai identic. Asta nu înseamnă neapărat să le oferim un salariu identic, de ce că cheltuielile, poate, cheltuielile pot fi mai joase în Republica Moldova decât într-o țară europeană, dar să le oferim un nivel de trai identic, da? Cu, poate cu un salariu mai jos, dar cu cheltuieli mai joase da? și cu asistență socială mai potrivită. Da? Deci, dacă vorbim despre careva programe importante care ar putea într-adevăr schimba tendințele este pe care le observăm acum pe termen mediu și lung, ar fi să uh, activizăm economia noastră ca să le putem oferi acel nivel de trai adecvat pe care și-l doresc ei. Uh, cum putem să o facem într-o țară mică ca Republica Moldova, cu frontierele deschise, da, cetățenii noștri pot să plece dacă au această posibilitate, uh, este să uh, Garantăm o dezvoltare economică. Cum o facem? Două metode. Mărim investițiile străine în Republica Moldova, sporim investițiile în economie, creăm noi întreprinderi, noi locuri de muncă sau găsim noi oportunități pe piețele externe. Adică mărim export, creăm posibilități de a crea noi locuri de muncă în Republica Moldova. Ei, deci, vedeți că nivelul de salariu este mic în Republica Moldova, deci noi nu putem să ne imaginăm că o întreprindere poate să, poate, poate să se extindă doar ținând cont de piața Republicii Moldova. Deci, trebuie să oferim acele posibilități întreprinderilor noastre ca ei să-și poată extinde activitățile în exterior. Deci, asta e dacă, vorbim, dacă ne dorim cu adevărat să schimbăm tendințele, trebuie să avem. Aceste două viziuni pe termen lung și să uh, lucrăm în acest domeniu, creând uh, secții economice în toate ambasadele noastre, da? uh, sporind atractivitatea economică a țării noastre. Acum, dacă e să vorbim de careva proiecte uh, unitare pe care le întreprindem da. la nivel de președinție, la nivel de guvern, la nivel de organizații internaționale în Republica Moldova, vreau să-i aminte că noi am creat. Să, readuc, da. Da, să reamintesc că am creat un site care se numește haiacasa.md care are uh, scopul de a regrupa toate acele uh, proiecte care există în ziua de azi uh, uh, pentru a favoriza întoarcerea migranților în Republica Moldova. Aici sunt atât uh, proiectele guvernamentale, atât proiectele lansate de președinție, cât și proiectele internaționale. Uh, sunt o serie de proiecte, acele care oferă oportunități de afaceri, ajută financiar imigranții uh, uh, să se întoarcă în Republica Moldova. Atât proiecte sociale, adică dacă vreți să vă întoarceți cu familia, care ar fi pașii pe care ar trebui să întreprindeți pentru a uh, ajuta copilul să între la școală, la grădiniță, uh, pentru a găsi un loc de muncă în Republica Moldova. Deci sunt tot o, o serie de uh, proiecte, inițiative, programe care ajută uh, uh, care vin în ajutor cetățenilor noștri care vor să se întoarcă acasă. Iată, din experiența pe care o aveți, avem cazuri atunci când s-au reîntors acasă și au inițiat propriile afaceri aici? Sunt numeroase cazuri. De altfel, nu știu dacă sunteți la curent, există un program PARE 1 plus 1, da? creat de o organizație pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, dar este unul dintre proiectele care ajută la reîntoarcerea migranților. Sigur că sunt multe cazuri, dar noi nu putem monitoriza decât dacă au trecut ei printr-un program uh, guvernamental, da? printr-un program de stat. În felul ăsta noi putem avea acea statistică. Însă nu toți preferă să treacă prin astfel de programe, de ce că ele deseori implică careva constrângeri trebuie să fac un raport, trebuie să ofere un business plan, trebuie să lună, în fiecare lună să ofere careva, cont, să ofere careva rezultate sau statistici. Sau, deci nu, 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 nu toți sunt de acord să treacă prin această, prin, această, prin această da. serie de constrângeri. Doamna Buga, pentru că suntem în prima decada lunii aprilie, cu riscul de a zice cineva că deja Marte a intrat în, în istorie eu vreau să vă întreb, cum s-a sărbătorit în diasporă Mărțișorul? Mm. Spre exemplu. Vlad, dacă-mi permiteți da? doar am uitat să precizez un alt moment vă Aș vrea să vorbesc și despre proiectul Middle da? care, de ce vreau să vorbesc despre el, de ce că a fost lansat o a doua rundă Acestui proiect este, se titulează, de fapt, migrație și dezvoltare locală și este un proiect lansat de Națiunile Unite, UNDP, PNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. În ce constă el? De fapt, este un proiect care ajută persoanele plecate peste hotare să contribuie la dezvoltarea satelor sau regiunilor. De unde vin ei. da? Este un cred că un proiect foarte frumos. Și în baza formulei 1 plus 1, adică un euro donat de o persoană plecată peste hotare, este cofinanțat la un euro de Organizația Națiunilor Unite și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și cooperare. Deci vreau să precizez că acum are loc. Selecția uh, proiectelor pentru a doua rundă, anul, pentru a, perioada 2019-2022. Și, deci, încă o dată, e, aceste două proiecte sunt doar două proiecte din multe altele care există uh, în ziua de astăzi și care oferă posibilitatea cetățenilor noștri, noștri de a se reîntoarce sau de a contribui la dezvoltarea uh, locală. Da. Eu zic să revenim la ceea ce vă întrebam da. un pic mai devreme în legătură de mărțișor Da. Deci, uh, uh, anul ăsta, nu știu, am simțit eu așa că mărțișorul a fost sărbătorit și mai activ ca anul trecut în toate țările unde se află moldovenii. Letonia, Lituania, Portugalia, Spania, Federația Rusă. Deci, foarte mulți întrebenteau poze, videouri cu evenimentele pe care le-au organizat. Și cel mai important este că a crescut și nivelul de organizare. Dacă înainte vorbeam despre întrevederi, întruniri în cerc restrâns, în, doar între moldoveni. Acum constatăm că a crescut nivelul de organizare și evenimentul. A prins e, amploare? Prin amploare, da. A prins amploare, deci ce înseamnă asta că în unele cazuri erau invitați peste o de persoane, așa cum am constatat-o la surgut, atât persoane din țară, din țara de, de, de origine cât și moldoveni, da? Deci este, a fost o posibil, este de fapt o, posibil, o oportunitate extraordinară de a uh, mediatiza cultura moldovenească prin intermediul acestui uh, uh, eveniment frumos ca Mărțișorul și de a vorbi mai mult despre istoria și cultura noastră. Găsim noi receptivitatea autorităților locale? Desigur. Uh, luând de vedere că a devenit o tradiție. Mulți, ba chiar întâlneam și eu străini care îmi spuneau Republica Moldova, mărțisor, mărțisor. Da. <laughs> e, face parte din cartea noastră de vizită. Exact. Și e, cu câtă mândrie e, poartă moldovenii, dar și încep și străinii a purta simbolul mărțișorului, care în Financiar nu este, nu este scump de, de, -al, de, a-l procura, dar câtă mândrie le oferi și cu câtă dragoste vorbesc ei despre acest simbol este uh, remarcabil. Da. Uh, Spuneți-mi, vă rog, iată, din câte cunosc că de regulă în luna august la Chișinău, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, se desfășoară zilele diasporii. Anul acesta, ce acțiuni se vor regăsi? Aveți o colaborare între guvern și președinție la acest capitol? Deci, zilele diasporii, uh, nu mai știu a câtă, a câtă ediție. ediție este, se petrec în fiecare an și guvernul consultă diaspora câteva luni înainte care ar fi temele care ar dori ei să le discute în cadrul zilelor diasporei. De obicei acest eveniment are loc în luna august, da? atunci când cetățenii noștri aflați peste hotare pot reveni acasă în perioada, în perioada vacanței. Da? Și la moment încă n-au -au transmis acest e-mail pentru a consulta diaspora, dar o, vor face, sigur că o vor face mai aproape de eveniment. Vreau să vorbim un pic despre securitatea socială și să vedem ce se întâmplă și sub aspectul acesta în mai multe, în mai multe țări. Haideți să începem, spre exemplu, cu Germania, acolo unde cel puțin colegii noștri din media spuneau că cu naționalii noștri vor avea dreptul a solicita pensie, e așa sau nu? Așa este. Deci, dacă îmi permiteți un mic să Preambul, explic da, ce este asta un acord, un acord, semnat între două state în domeniul securității sociale. De fapt, aceasta înseamnă că persoana care a lucrat legal pe teritoriul unui stat, în cazul ăsta Germania, dacă hotărăște să se întoarcă acasă, va beneficia de pensie din statul, din statul unde a muncit, Germania. Da? Dacă persoana data, de exemplu, a lucrat timp de 10 ani, și hotărăște să se întoarcă acasă, el va beneficia de pensie pentru perioada aceasta de 10 ani cât el a cotizat. El soia, da. ia. Da. Deci, de fapt, asta înseamnă un acord, semnarea unui acord de colaborare în domeniul asistenței securității sociale. La moment, Republica Moldova are 13 acorduri bilaterale în domeniul securității sociale. Aș putea chiar să-i anunț să țările. Bără. Deci, Republica Moldova a semnat astfel de acorduri cu România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania și Turcia. Cu alte cuvinte, dacă cetățeanul Republicii Moldova, o doamnă sau un domn, au lucrat în aceste țări pe o perioadă, nu adică pe o oricare perioadă, dacă hotărăsc să se întoarcă acasă în Republica Moldova, ei vor beneficia de pensii din aceste țări, proporționale cu perioada în care au lucrat ei acolo. Spuneți-mi, vă rog, iată ceva mai devreme, spre exemplu, comunitatea moldovenilor din Marea Britanie propuneau crearea unui fond pentru dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova cu atragerea fondurilor de și altor investitori. Ce s-a realizat la acest capitol? Deci am văzut această inițiativă a fost lansată în 2018. De atunci nu am văzut careva alte nouți acțiuni în acest domeniu. Dar vreau să spun că desigur este o inițiativă frumoasă care completează celelalte cum v-am precizat inițiativa asta lansată de Națiunile Unite în Republica Moldova care dar sigur că este una interesantă, de ce anume vine de la ei, da? Deci, ceea ce presupune o implicare, probabil, încă și mai activă din partea lor, fiindcă este copilașul lor, da? Adică, ei l-au creat, ei au venit cu această inițiativă și eu sper sincer să se să, să aducă rezultate. Spuneți-mi, vă cu diferite ocazii discutăm și despre starea de lucruri cu cei care se află în Italia. Erau niște divergențe. Până la urmă, ce s-a întreprins? S-a realizat ceva? Dacă în, do puteți în domeniul uh, securității sociale vreau să revin un pic. Uh, da, divergențele, într-adevăr, uh, potrivit informațiilor pe care le dețin, acordul în domeniul securității sociale a fost semnat, dar încă nu este impl implementat. Uh, am Informația putem. oficială ne spuneau că acești oameni care se află cu traiul acolo pot beneficia și de un ajutor din partea statului italian. La la aceasta vă referiți, da. da. Deci, statul european recent a lansat o inițiativă care se numește Venitul de cetățenie, dar se referă, nu, deci se referă la toți italienii, inclusiv la persoanele din străinătate, persoanele străine care locuiesc în Italia. Vreau să spun că el a fost, atunci când a fost promovată această inițiativă, a fost foarte criticată mass media italiană, când, au, când ei, de fapt, au venit cu inițiativa, doar cetățenii italieni se poate beneficia de acest uh, supliment la salariu da. și uh, mă bucur să constat că guvernul italian a oferit această posibilitate și străinilor, da? deci, cetățenii moldoveni tot pot beneficia de acest ajutor. În ce constă el? Uh, de fapt, persoanele care demonstrează că au venit jos, adică sub un anumit, anumit minim, mai exact, e 780 de euro. Da. Adică persoanele care au un salariu inferior la 780 de euro pot solicita acest ajutor, supliment la salariu, care le permite, de fapt, să-l dubleze, să mai aibă 780 de euro pe deasupra. Dar, desigur, că ei trebuie să îndeplinească careva norme, da? Adică să se implice activ în programe sociale, să caute activ de lucru, să da, deci, oferă acest ajutor, dar ei trebuie să se conforme și de asemenea am să precizez că acest ajutor se acordă doar persoanelor care sunt de mai mult de 10 ani, care se află mai mult de 10 ani pe teritoriul Italiei și care au lucrat legal Până, până, în această în perioadă. moment. Spuneți să vă rog, tot potrivit datelor oficiale, Moldova și Grecia urmează în curând să semneze un acord privind securitatea. Care vor fi avantajele și dacă s-a reușit să fie semnat acest acord? Deci au început negocierile, Dumneavoastră vă dați seama, este, un, da. este vorba despre un acord interguvernamental, da? deci aici trebuie, este o echipă a Guvernului Republicii Moldova, de la CNAS, probabil, care merge în Germania, negocează acest acord. Deci este asemănător la celelalte acorduri despre care v-am vorbit. Deci la moment Republica Moldova are 13 acorduri în domeniul securității sociale și pe baza la aceleași clauze, da? adică cetățenii care au lucrat în Grecia, dacă se reîntorc acasă, vor putea beneficia de o pensie acasă din partea statului grec. Doamna Buga, vreau să atingem un subiect foarte sensibil, potrivit datelor oficiale. În anul trecut, aproximativ 3.000 de medici au plecat din țara noastră. La începutul anului de studii 2018-2019, Ministerul de Resort ne spunea că aproximativ și 2000 de profesori ar fi lipsă în sistem. Cred că între timp s-a atins și această cifră de 3000. Ori, tocmai aș îndrăzni să zic că astea sunt cele mai solicitate munci peste hotare. Ce se întreprinde la nivel de stat, de, nu știu, de politici educaționale? promovate ca să ținem acasă acești, acești oameni la nivel de instituții prezidențială și cât este de ușor pentru acești medici, acești profesori de a se încadra acolo, în câmpul muncii. Știți, uh, sunt niște cifre care trebuie să ne pună pe gânduri. Da? Sunt niște cifre care, da, într-adevăr... Uh, uh, de populare a Republicii Moldova, dar aceasta are uh, migrația, deci vedem că are consecințe nu doar asupra familiilor, fiecare a cincilea copil are unul sau ambii părinți plecați peste hotare, se închid grădinițe, se închid școli, pleacă profesori, pleacă medici, deci suferă și sistemul de învățământ, suferă și sistemul uh, de educațional. De educațional, dar și de sănătate publică. Uh, cel mai uh, îngrijorător, probabil, dar probabil că acolo unde te doare sufletul e că de obicei Învățătorii noștri și medicii noștri nu-și găsesc uh, un lucru corespunzător cu competenților lor, și de obicei uh, sunt angajați în, în, uh, su calific, în uh, niște domenii care nu corespund uh, cu unșorilor profesionale da, profesionale. Uh, deci. Uh, e dificil e, să înțeleg că a ține acasă atâta timp cât salariul este unul pe care îl cunoaștem fiecare. Da, din păcate e hotărăsc să lucreze în Italia sau în Rusia pentru la construcții sau având grijă de un bătrân cu un salariu superior decât a fi medic la ei acasă. Ce fel de... Ce se întreprinde la nivel de stat? Da, dacă s-a discutat acest aspect, nu știu, între reprezentanții guvernului și cei la președinție. Eu vreau președinție. să vă spun că noi avem volanta în fiecare dimineață da. cu domnul președinte și problemele astea au fost discutate o dată și ele sunt într-adevăr îngrijorătoare. Uh, uh, trebuie implementate politici sistematice, politici uh, pe termen lung care să permită să uh, uh, menținem medicii noștri acasă. Uh, cu toate că asta o constat, nu pot să vă spun anume pentru aceste două filiere, de ce că eu m-am specializat pe domeniul diasporă, dar vreau să vă spun că o constat pentru celelalte domenii, acolo unde există planuri, unde există programe, dar nu este o dorință politică de a le implementa, totul rămâne doar pe hârtie. Deci, atunci când vom conștientiza că viitorul nostru se decide în acum, da? când de acum pierdem, ne mai rămân acei medici care încă poate nu i-am pierdut și trebuie să acționăm acum, atunci doar probabil vom putea schimba viitorul țării noastre spuneți mi vă rog, dacă nu înșel memoria din anul 2005, Republica Moldova este partea procesului de la Bolonia. Uh -huh. Asta ar fi însemnând că eh, diplomele de studii sunt eh, la același nivel cu toate eh, țările care au aderat la acest proces. Cum stăm în realitate? Tinerii care au absolvit aici o instituție de învățământ, se pot încadra acolo în procesul de muncă și diploma obținută în Republica Moldova să fie echivalată? Pentru că cunoaștem cazuri suficiente când există anumite disensiuni la acest capitol. Da, deci aici politica europeană este una foarte interesantă. De ce? Că uh, sunt mai multe uh, domenii care sunt protejate, să spun așa, în țările europene. Da. Astea ar fi medicina, astea ar fi și, alte, da? și altele. Deci, uh, într-adevăr, Moldova este partea cortului de la Bolonia. Uh, uh, dacă... Doar că ei nu se pot angaja cu pașaport moldovenesc, ei pot să angajeze, mă rog, dacă au dublă cetățenie cu pașaport românesc, da, le este ușor să se încadreze în câmpul de muncă. Dar aici depinde de la stat la stat și de domeniile protejate, pe care, care, care sunt protejate de aceste state. Da. Eu cred că o, o temă, un o segment destul de sensibil rămâne oricum a fi ceea ce numim noi victime ale traficului de ființe umane. Dacă până în 2000 acest fenomen era pe larg mediatizat și ne se ofera, cred că trimestrial date în ceea ce privește persoanele care au fost aduse acasă, persoane care au fost reținute pentru traficul de ființe umane, oarecum atestăm la ora actuală o pasivitate. Starea de lucruri s-a redresat complet, nu mai avem victime ale traficului de ființe umane din rândul concetățenilor noștri? Sigur că, din păcate, mai există victime a traficului de ființe umane și este într-adevăr un fenomen care trebuie să ne pui în gardă. Pot să constat că au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a proteja persoanele care au, sunt victime a, a acestor fenomene, dar și cei care pleacă fără a fi informați. Da? La moment avem și o linie fierbinte, se numește la Strada, deci toate persoanele care sunt confruntate sau cunosc cazuri, astfel de cazuri pot să apeleze la acest număr de telefon și acolo le va fi acordată o asistență corespunzătoare. Cu alte cuvinte, dacă ei cunosc o persoană care se confruntă cu astfel de probleme peste hotare, există o, o asociație în comun, în comun cu ambasada care le pot acorda ajutorul necesar pentru a reîntoarce acasă. Și nu numai. Deci aici în, Republica, aici în Republica Moldova ei vor fi de asemenea ajutați să -și, atât din punct de vedere psihologic cât și în, în procesul lor de reintegrare. Adică să-și găsească un, un lucru corespunzător, să, să se regăsească la ei acasă. Da. Eu vreau să vă întreb, iată pe final de emisiune, cred că mai avem vreo 4 minute la dispoziție, atunci când vorbim despre conaționalii noștri aflați peste hotare, cum creează ei imaginea țării noastre? Care sunt elementele distinctive, dacă vreți? Pomeneați ceva mai devreme că acel simbol destul de frumos numit mărțișor face parte din acest tablou. Ce cunosc oamenii din străinătate despre țara noastră și cum moldovenii le explică identitatea noastră. Știți, eu singurul am fost pe o perioadă îndelugată de timp plecată peste hotare și vreau să spun că, bun, avem o țărișoară mică dar avem foarte mulți conaționali plecați peste hotare și atunci eu din propria mea experiență pe toți care i-am întrebat dacă au cunoscuți moldoveni, am auzit doar lucruri pozitive. Deci, de obicei, dacă vorbim de studenți învață bine, se străduie, chiar și acei, sigur, că sunt cei care rămân uh, uh, clasa, care uh, redublează, care redublează, repetanu, uh, însă îl repetă de cei că vreau să lucreze, de cei că vreau să trimite banii acasă. Sunt muncitori, sunt uh, veseli, sunt... Uh, deci eu am auzit doar cuvinte frumoase despre cetățenii noștri. Acum am fost plecată recent în Surgut da. și vreau să vă spun că într-un Într-un mediu așa de climateric, neprietenos, mi s-a mișcat ceva aici când am văzut cât de bine s-au aranjat moldovenii noștri. Au construit au, au, din zero, da? au ridicat afaceri, au construit restaurante imense, biblioteci, au devenit oameni de știință. Deci, asta demonstrează încă o dată că omul sfințește locul și moldovenii noștri sunt într-adevăr într capabili și ne poartă destoinic și demnă imaginea țării noastre. Pe dimensiunea educațională, aveți colaborări? Probabil și în parteneriat cu reprezentanții Academiei de Științe sau al altor universități din țară? Deci, după câte știu, este sunt se ocupă instituțiile de resort. Într-adevăr, există astfel de cooperări între universități, deci cum ar fi Universitatea Agrară din Republica Moldova, are astfel de cooperări cu Universitatea din Costroma, din Grenoble, mi se pare că Italia, etc., etc. Deci sunt cooperări care se produc la nivel de universități, la nivel de Academie de Știință sau la nivel, nivel interministerial. Cât de informații sunt acești oameni care se află peste hotare? Vă întrebam ceva mai devreme la început de emisiunii, nu știu despre uh, amnistie migrațională, vă întrebam despre uh, faptul când ar putea și în ce condiții ar putea beneficia despre o securitate socială și așa mai departe. Uh -huh. Unde se adresează în cazul în care au anumite neclarități și în ce măsură le se poate explica uh, destul de repede pentru că probabil timpul acolo contează destul de mult. Deci asta este problema. Uh... De, vă dau un caz real, rog, un exemplu spunem. real. Doamnele care lucrează, noi spunem în italiană, badante, adică da. persoanele care ajută la întreținerea persoanelor în vârstă în Italia, ele de obicei sunt izolate, da? Toate. Toate ziua, zile, toată ziua ei stau cu familia în cauză da? sau cu bătrânica sau bătrânelul în cauză. Deci este clar că persoana asta nu are acces la informații așa cum ar avea o, un tânăr student care citește despre presă, care mai comunică cu alți colegi sau cunoaște colegi care vin din Republica Moldova. Da, deci problema informației, unde pot ei găsi această informație? Desigur, pe uh, uh, spațiul mass media. Facebook, radio, televiziune. Mergând la biserică, fiindcă sunt mai multe biserici ortodoxe moldovenești, deschise peste hotare, acolo mai pot interacționa cu moldovenii. Probabil și până la urmă biserica rămâne a fi un catalizator exact. pentru deci, sunt, deci oamenii acolo se întâlnesc fiindcă au toți în comun religia da, și cât nu de interesant, dar anume acolo ne regăsim. Mai aproape de casă și mai liniștiți, spun așa. Da. Deci, într-adevăr, peste hotare biserică rămâne un, un punct foarte important, un, un catalizator important pentru națiunea noastră. Doamna Buga, eu vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune da. și pentru informațiile pe care le-ați prezentat da. telespectatorilor. Mă aștept și cu alte ocazii, mi-a făcut plăcere să discutăm. Vă mulțumesc, Stimație, da. telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. O seară bună, pe curând.